Bianca Drăgușanu a ținut neapărat să explice cine era tânărul cu care a fost surprinsă de paparazzi în club. Vineri am ieșit alături de prietenii mei în club, iar unul dintre amicii mei, pe care îl cunoaște și Victor, a fost preluat în presă ca și când ar fi iubitul meu. Fosta asistentă TV vrea să se concentreze asupra afacerilor și pare că nu mai este afectată de despărțirea de Victor Slav. Businessul cred că are prioritatea acum și îmi voi concentra toată atenția asupra acestui lucru, pentru că, repet, viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv și cam atât. Pe plan personal nu știu, nu mi-am făcut niciun plan, pentru că nu vezi socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. În cadrul lansării, Bianca Drăgușanu și-a prezentat și prima colecție de rochii de mireasă. De ce rochii de mireasă? Pentru că miresele sunt frumoase și pentru că până acum nu am făcut rochii de mireasă. Era momentul să facem și rochii de mireasă. Rochile de mireasă sunt întotdeauna, din punctul meu de vedere, cel mai frumoase sunt cele clasice, dar noi am combinat aceste modele pe care le vedeți în spatele nostru au fost gândite cu mult timp înainte. Pentru că de curând a fost mireasă, Bianca a avut și un sfat pentru cele care urmează să se căsătorească. N-ai cum să-ți alegi una, doar una. Măcar una. Eu aș recomanda unei mirese să se îmbrace noaptea anunții în cel puțin 3 rochi, pentru că modelele sunt diferite și ar avea timp să facă și treaba asta. Evenimentul a avut loc în același hotel din Sibiu, unde Bianca și Victor au petrecut de revelion.